8 copii și 4 adulți din Brăila au ajuns la spital după ce au suferit o toxi-infecție alimentară. Aceștia sunt din comuna Tufești și au mers la o pomană, iar la scurt timp au început să se simtă foarte rău. La fața locului au ajuns de o ambulanță pentru a-i prelua pe copii. Aceștia au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Brăila, unde au primit îngrijiri medicale. Cu aceleași simptome au sosit la unitatea spitalicească și 4 adulți. Aceștia le-au spus medicilor că la pomană li s-a servit, printre altele, și salam. Focarul care a fost declarat în data de 3-7-2014 în localitatea Tufești din județul Brăila are un număr de 12 cazuri de boală, dintre care 8 copii și 4 adulți. Formele de boală sunt ușoare și medii. Toate cazurile au fost spitalizate în secția de boli infecțioase încă din data de 3-7, urmând ca în cursul zilei de astăzi 11 cazuri să se externeze și unul va rămâne în continuare sub supraveghere medicală până mâine. Persoanele în cauză au consumat alimente la un parastas, dar din coroborarea informațiilor pe care le avem, bănuim ca aliment incriminat și declanșator al semnelor clinice de boală un salam. S-au recoltat probe din toate alimentele, urmând să vedem rezultatele de laborator și după aceea să emitem referiri la alimentul posibil care ar fi declanșat această toxinfecție. 11 dintre pacienții vor fi astăzi externați, iar o altă pacientă va mai rămâne sub control medical pentru 24 de ore.